Bună seara și bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Astăzi seară vă zic eu că avem o emisiune interesantă, având în vedere faptul că invitatul meu este directorul Societății de Gospodărire Urbană Ploiești, o societate, fostul ADPP, o societate care, iată, am putea spune că domnul director este un fel de city manager sau de primar 2, având în vedere atribuțiile pe care le are la ora actuală SGU. Bună seara și bine ați venit, domnule director, domnul Constantin. Bună seara și bine v-am găsit. Dragi prieteni, SGU se ocupă de următoarele lucruri în municipiul Ploiești. Să începem așa cu sportul. Stadionul Ilie Oană, cimitirele, ridicat de parcări. Ridicat de mașini. Ridicat de mașini. Inclusiv mă gândeam la parcări. Da. Parcări. Floricele. Iluminat public. Deci a preluat atribuțiile Luxtenului. Da. Mi-ar, am ratat ceva? Da, întreținerea spațiului verde. Am zis, floricele. Plombăm în oraș. Vă ocupați și de construcții? Da. Bun, plombări în oraș. Personal auxiliar la școli, adică femei de servicii, lăcătuși și întreținerea. Da? Școli, tot dumneavoastră? Tot noi, da. Avem terenuri agricole în concesiune, undeva la vreo 300 ceva de hectare. Și ce faceți cu el? Agricultură? Agricultură, da. A, agricultură? Da, agricultură. Asta, da, e un domeniu interesant. De când se ocupă? Da, mă rog, asta vom vorbi de-a lungul emisiunii. Pepiniere, sere. Așadar, mai avem, dar pierdem timpul, cred. Așadar, dragi prieteni, vreo 10 domenii importante, dintre care vreo 4-5 foarte importante în viața noastră cotidiană. Ne lovim așadar de foarte multe ori de competența sau incompetența sau păsarea sau indolența celor de la SGU. Nu știu ce să începem, domnul director. Vă propun să începem cu un subiect abordat de presa prahoveană și nu numai, în sensul că cetățenii sunt foarte preocupați de acest subiect, și anume modul în care se parchează în Ploiești, neregulamentar, evident, la acest aspect mă refer, odată, și doi la mână, parcările din municipiul Ploiești. O întrebare generală, ca să vedem, poate aveți aceeași părere ca și noi. Cum ați aprecia acest domeniu în municipiul Ploiești? Ceea ce se întâmplă în acest sens, cum ați caracteriza? Din punct de vedere... Bine, din punct de vedere al SGU și al meu ca și cetățean al orașului Ploiești, într-adevăr este mult de lucru. Într-adevăr există o lipsă a locurilor de parcare. Într-adevăr există o lipsă a educației șoferilor și nu numai. Și acum există ca o concluzie. Noi încercăm să facem cât se poate din punctul nostru de vedere ca societate, o dată. A doua, suntem obligați să facem anumite lucruri pentru care suntem plătiți ca și societate. Avem un compartiment care trebuie să funcționeze. Din nefericire pentru noi, suntem obligați să facem aceste blocări de mașini, ridicări de mașini, pentru că dacă vă uitați puțin în trafic și în toate parcările din zona Ploieștiului, cel puțin în centrul Ploieștiului, să vedeți o lipsă de civilizație totală. Pentru că de ce am abordat, că bine, s-ar putea spune că noi, noua conducere, am abordat într-un fel agresiv acest mod de a civiliza, între ghilimele, nu știu, dacă pot spune șoferii orașului Ploiești. Nu toți, să puțin, că, de nu exemplu, toți, eu încerc nu. Să... Adică nu ne băgați pe toți în aceeași oală, bănuiesc. Da, încerc eu scuze, nu toți. Pe cei care nu prea au treabă cu... Nu știu că reușesc de una, dar eu încerc. Da, cu respectul față de cel din trafic, odată, și pentru cei care sunt pietoni, care nu au nicio vină. Pentru că noi acest... să spun... galopant, să zic, ca și intensitate a blocărilor mașini, blocare de mașini și ridicare de mașini, l-am făcut în momentul în care
Marea majoritate, dacă vă uitați, eu am o statistică, vă dați seama că sunt tot timpul atent la ce se întâmplă la societate, sunt făcute pe zonele cu trece de pietoni, în zonele unde există parcare și pentru un leu, pentru 2 lei preferăm să parcăm peste drum, că e mai simplu, și mai mult decât atât pe zonele persoanelor cu dizabilități. Un procent de 80%. Adică încercați să îi convingeți cu forța printr-o amendă pe cei care văd semnul de rezervat pentru persoane cu handicap și totuși parchează acolo. Spuneți că aceștia au devenit o țintă. Da, dovadă că prin noua hotărâre de Consiliu Local noi am mărit tariful pentru deblocat pe zona cu handicap. Mie mi se pare o chestie, bună. Adică o chestie bun simț, sunt de acord. Cei care parchează pe aceste locuri, care oricum nu sunt foarte multe în municipiul Ploiești, nu, vă spun, sunt 510 permise pentru persoane cu handicap și sunt undeva la 50 de locuri de parcare. Adică procentul este foarte... Și după ce că sunt puține, le mai ocupăm și noi că ne grăbim și că... Nu, este lipsă de respect și oricum oamenii aceia chiar au nevoie de anumite condiții speciale. Vreau să spun altceva. Mie mi se pare lipsă de respect să parchez pe un loc rezervat pentru o asemenea persoană, fiindcă oricum nu există foarte multe clădiri în municipiul Ploiești care să aibă rampă. În județul Prahova, în România, nu prea există clădiri, locuri de parcare care se gândească că există și persoane care nu se pot deplasa singure, au nevoie de cărucior și au creat rampe speciale, așa cum este firesc, așa cum sper eu se întâmple și în Ploiești, și în Prahova, și în România, într-un termen cât mai scurt. Însă, pentru conformitate, spun că imaginile care vor rula acum pe ecran sunt de pe site-ul phon.ro. Colegii de acolo au mai multe. Am înțeles că au stat în weekend în vreo oră și sunt, citeam astăzi, peste 25 de fotografii pe respectivul ziar online în care trotuarul, nu că s-a parcat în regulamentar, trotuarul a fost blocat, a fost blocat și ocupat 100% de către mașini. Rog, colegii, dacă suntem pregătiți să înceapă să ruleze aceste imagini, și aș dori să vă întreb, domnule director, dacă ridicările de mașini sau blocările de mașini lucrează în weekend. Da, lucrează? Sâmbătă lucrează. Duminica nu, că duminica, iată, nu. Și domnul dar a spus să ne dignim, nu? O să lucrăm nu numai în weekend, o să lucrăm și noaptea. Tocmai pentru a descuraja aceste parcări pe spațiile verzi, de exemplu. Pentru că în spațiu verde și pe trotuare, de obicei se parchează în weekend după o anumită oră, ora de seară. Și atunci vă dați seama că noi nu putem să intervenim la o oră în care nu avem activitate. Da, îmi spun colegii că nu putem intra deocamdată pe... Oricum, dragi prieteni, pe phon.ro puteți vedea cum trotuare ocupate 100% de mașini. Da. Care este abordarea? Câți păinjeni de aia sunt? Fiindcă acum eu cred că în unele cazuri, ca să fiu foarte corect și riguros, SGU, unii cetățeni, ca să nu generalizăm, au spus, domne, exagerează. Iată, și știți când exagerează foarte rău cei care ridică mașini? În momentul în care într-o zonă nu există parcări special amenajate sau există parcări cu locuri puține. Și atunci întrebarea firească a cetățeanului este, sau părerea lui este, dați-mi voi, cei de la primărie, de la SGU, o alternativă. Da. După care, dacă mă vedeți că n-am parcat într-o parcare amenajată, dați-mi amendă. Dar dacă voi, de la primărie, nu ați amenajat nicio parcare, nu mă amendați pe mine. Haideți să vă spun, dacă tot vorbim despre parcare. Mai nou s-a amenajat o parcare pe Gheorghe Doja. Da? Duceți-vă în fiecare zi, o să vedeți că parcarea este goală și vis-a-vis pe trotuar sunt mașini de la Hale până la Banca Națională. Și care e explicația șoferilor? Dacă iese la liber, e bine. Când plătești... Uitați, rulează câteva imagini. Când trebuie să cu trotuare ocupate, da. Exclusiv de mașini. Mergeți în spate, în centru, aici la... Uitați imaginea asta, domnul director. Da. Deci aici, pietonul, efectiv, trebuie să coboare de pe trotuar. Să coboare de pe trotuar ca să ocolească mașina. Și se urce înapoi pe trotuar, iar la 5 metri, iar coboară de pe trotuar, iar ocolește mașina. Ca să urci din nou pe trotuar. Aici.
aici. De exemplu, pietonilor care treceau pe strada, circulau pe strada respectivă. Noastră ce răspuns aveți? Pe unde să circule? Pe trotuar. Dumneavoastră vorbim serios? Serios, da. Haideți, noi nu putem acoperi toată zona Ploieștilor. Vă spun, noi avem un număr de urgență, 977. Ne pot suna oricând la acest număr. Uitați, da. Bariera București, dacă nu mă înșel eu. Da, bariera București. Da. Avem burtiera și nu se vede că acea mașină este pe, este parcată pe, fix pe trotuar. Ca și cea din spate. Haideți să vă spunem pe... Iată, un alt exemplu. În bariera București. Inițial erau mașini pe tot trotuarul, de la sensul giratoriu până la pod. Uitați pe Camelie, îmi spun colegii. Nu, până nu se blochează accesul pe trotuar, pentru că așa suntem obișnuiți. Cum să blocăm? Adică cu stâlpi, cu bolarzi. Nici aia nu e soluție, că mai stăm cu cărucioare, uitați. Nu există, vă spun eu, uitați-vă în bariera București, ce mi-ați arătat dumneavoastră este exact la intrare în, pe trotuar. Pentru că până în punctul respectiv ne-am pus bolarți pe trotuar. Și trec și mașinile de la operatorul de salubritate, adică nu, numai așa se poate. Am trasat, am marcat. Păi soluția care va fi? Păi soluția e să blocăm accesul pe trotuare. Adică s-a instalat niște stâlpi de aia? Da, exact. Bine, prima soluție să le ridicăm și atunci vă dați seama că primul lucru o să fim înjurați și că nu contează. Nu, dar în astfel de cazuri nu cred că veți fi înjurați. Adică dacă când... Nu, întotdeauna când blochezi pe cineva, ești înjurat. Niciodată nu... Nu, ești înjurat de șofer, dar pe de altă parte veți fi, nu lăudat, dar cred că foarte mulți... Eu mă imaginez doar atât. Puteți să mergeți în barieră pe vis-a-vis de pe trotuarul celălalt, să vedeți că acolo nu există nicio cale de unde este ocupată de mașini. Fiindcă a spus fiindcă eu spun că veți fi nu felicitat, că e mult spus, însă veți fi apreciat de exemplu, de mămicile care merg cu... ies în par pe camelii, ca să un exemplu, sau în barieră, căruciorul cu copilul. Pe ce să facă? Iese căruciorul pe stradă ca să ocolească mașina și, pe urmă, e ceva... Adică nu cred că e cineva care să vă înjure dacă se blochează, decât șoferul, efectiv. Noi am avut dar șoferul ar putea să fie fair play să recunoască. Dom'le, am greșit. Nu recunoaște nimeni nimic. Aveți abordări foarte agresive? Eu vă spun că ne-am avut presiuni și în barieră. Să nu montăm acei stâlpi de... Pentru că? Pentru că nu au unde să parcheze mașini. Păi vedeți? Și haideți să revenim. Și uite, s-a dovedit că au unde să parcheze mașini. Păi arătați și mie, doarme cineva mașină în bariera București? Sau lasă mașinile unde? La în București? Păi nu, spuneți-mi noastră care sunt soluțiile pentru cei din barieră. Pe care ei nu, la care ei nu vreau să apeleze. Păi nu, că au apelat deja. A marcat parcarea, de exemplu, sau câștigat locul de parcare prin organizarea lor în spatele blocului, pentru că noi avem, nu știu, ne-am obișnuit așa să parcăm mașina în fața cât geamului. Mai aproape, așa suntem vă noi. Vă dați seama că nu ai niciodată posibilitatea să parchezi toată scara să parcheze în fața geamului, că nu ai cum fizic. E normal. Ca și la hale, dacă vă duceți la o oră anume și eu vă garantez, duceți-vă în parcarea cu bariere de la hale, a SGU, între Palatul Culturii și Tomas Oculescu, și o să vedeți că întotdeauna există locuri de parcare acolo. Dar în fața halelor centrale o să găsiți tot timpul mașini blocate. De ce? Pentru că e foarte greu să mergi 20 de metri până în hale. Dar eu care vă duce să vă... Și nu numai nu știu că sunt locuri de ajuns, Doamne ferește. Dar, de exemplu, la hale, care ar fi soluția? La hale noi avem un... am făcut o analiză și am văzut despre ce este vorba. Avem un proiect, o construire unei parcări subterane și eu vă mai spun un lucru. În, sub parcul Tomas Oculescu. Adică o să păstrăm și amprenta parcului deasupra. Asta spuneți că se va face prima parcare subterană? Noi asta ne dorim. Nu vă cred până nu o faceți. Păi eu zic aici noi și alături de alți colegi de ani de zile. Și vă mai spun un lucru. Și eu, ca și dumneavoastră, mergem la hale. Nimeni nu mi-a blocat nimeni mașina vreodată și bănuiesc că nu există. Eu rog pe oricine, de oriunde, la presă, să-mi dea o fotografie cu mașina de la SGU parcată sub semnul de parcare interzis. Și atunci nu mai facem nicio blocare în zona respectivă. Dar dacă eu permit, am văzut pe de altă parte o mașină, cred că tot pe H1, dacă nu mă... Haideți să vă mai spun lucru. În fața la SGU pe trotuar. În fața la SGU pe trotuar, noi am blocat o mașină la SGU. Adică SGU amendată SGU? Da, exact. Și vă pot demonstra. Cine? Șoferul. Nu credeți, nu? Nu, vă întreb. Adică... Eu vă spun și ceea ce spun, stă în picioare. Dar ați amendat pe bune sau doar ați zis? Nu, domnule, nu pe a dat banii? Bune. Normal. Și vă pot demonstra, deci nu e nici glumă. Dar ce a spus? Că e interesant asta. Iată... Păi nu, am anunțat o dată de două ori pentru că există semn adițional și cu atât mai mult că noi blocăm mașinile, este să respectăm noi în primul rând. Aveți și am spus o dată de două ori, a treia oară am chemat pe celălalt și te rog frumos, spune capac pe roată.
simplu. Domnul director, din ceea ce, din imaginile care le-am văzut, dar pe de altă parte și din ceea ce spuneți dumneavoastră, nu știu dacă este corect folosit termenul fenomen. Însă, există o aplecare, să spunem, a românilor în general. Noi vrem să parcăm cât mai aproape de locul în care avem treabă. Avem treabă lângă magazin, hai domne că stau 5 minute, nu-mi curg circulația. E un fenomen, nu... Pe de altă parte, afară când ne ducem, parcăm și la 200-300 de metri într-o parcare și pe bani, și evident. Veni și cu tramvai, vă spun eu. Nu-i problema. Da. Dar vreau să vă întreb altceva. Așadar există suficiente, eu cred că foarte multe de fapt, cazuri în Ploiești de șoferi indisciplinați sau neatenți. Da. Pe de altă parte, se întâmplă un lucru foarte ciudat. SGU, am înțeles că acționează odată prin acei păienjeni, cum se numesc, da, ei, care blochează roțile. De blocat, da? Și pe de altă parte a încheiat un contract cu o firmă care ridică mașini. Da. Câți păienjeni de ăștia are SGU aproximativ în dotare? De 100. Și... Bine, se mai deteriorează, mai pleacă cu ei. Cine? Șoferii. Cum? Bine, asta e cea mai proastă inspirație. Păi deblochează cu un levier, mă rog. Ca român, întotdeauna găsim o soluție, nu asta e problema. Ia dați-ne soluția. Ce facem când avem un peianjon de la? Păi deci nu, găsim... soluția mea e să sunați operatorul să vină să vă deblocheze mașina. Că dacă dumneavoastră aveți senzația că ai scăpat de problemă, băi, ne cam înșelăm. Pentru că noi o facem imediat o adresă către poliție, identificăm proprietarul, odată că plătește acel dispozitiv, a doua oară de blocat-o, va plătește și amendă la poliție și s-ar putea să nu-i fie bine. Dar câte astfel de cazuri au fost aproximativ? Ba, nu știu, eu vă spun o dată pe lună pleacă unul cu tot cu o dată pe lună, ar fi bine odată, nu, și la săptămână pleacă, nu. Da, mulți îi lasă acolo și se gândesc adică că... Adică cu bun simț. Da, da, se gândesc că n-a văzut nimeni și atunci pleacă liniștiți. Dar noi facem fotografii, avem din toate unghiile, sub semnul, indicatorul mai a oprit, în zona în care a oprit, dacă a avut probleme la mașină, dacă nu, ca să nu avem alte discuții cu șoferul mai. Deci nu creadă cineva că dacă a ridicat, da, deblocat roata la mașină, să uită în stânga, în dreapta, să urcă și a plecat liniștit și nicio problemă. Dar oricum, cei care lasă păianjenul acolo sunt ok, adică... Nu e chiar ok. Adică sunt băieți cu bun simț. Da, dintr-un punct jumătate, da. Greșeala iertă... Da, pe jumătate, recunoscută, da. Recunoscute pe jumătate iertată. Da. Dar, bun, aveți 100 de păianjeni care dispar, apar, reapar... Da. Și serviciul de ridicat mașini care l-ați încredințat, da, unei firme. De ridică mașini, da. Aici e o discuție mai așa, mai amplă, dar haideți să o abordăm, că nu mă deranjează. Vă rog. Da. Care a fost, sau care e strategia? Și vă rog, întreb eu ce am și da, de întrebat. Eu vă spun, anul trecut, da, predând serviciul de gospodărie urbană, am început să analizăm fiecare compartiment în parte. Am analizat acest compartiment de ridicări blocări și am observat că, din punct de vedere al ridicării mașinilor și numai a ridicărilor, cât și a intervenției în cazurile de urgență, la solicitările poliției locale, poliției municipale, ambulanță, pompieri, ferește, da, să nu fie blocat. Noi nu puteam interveni. Deci e simplu. Avem două mașini în dotare, doar că sunt depășite tehnic. Adică noi nu putem ridica mașini, noi le tractăm. Acel sistem vechit cu cablu. Și vă dați seama ce înseamnă asta, că te așezi în dreptul în fața unei mașini, îi legi un cablu de un cârlic, dacă există, asta erau pe timp, în momentul de față mașinile noi, nu o să găsești cârlic la niciuna. Și o târâi, efectiv, pe o platformă. O târâi până... A, pe platformă. Pe platformă, da. Și ne solicitau poliția, ne solicitau pompieri, ne duceam în locul respectiv, cum ne duceam așa plecam, că nu puteam să intervenim. Odată. Și iarna, la dezăpezire, intervenții pe străzi, străzile înguste. Oamenii au parcat mașina bine, nu contest. Doar că nu puteam interveni cu plugurile, cu... Și atunci, iar ridică mașina. Pe cine, cu cine să vorbești? Pe cine să iei? Iar ne-am lovit această problemă. În anul trecut, în luna octombrie, dacă nu mă înșel, am făcut un program pilot cu o firmă de ridicări mașini. De ce nu ați achiziționat altele noi? Stați puțin să vedeți. Păi, e o întreagă poveste. Pentru că tariful pe care practicam noi de 220 sau cât era ridicat o mașină, nu... O mașină de ridicat are altă capacitate, e altă mașină, altă cheltuială și sunt alte costuri. Tocmai din acest motiv am făcut acest program pilot în octombrie anul trecut, să vedem la ce sumă
să ridice această taxă de ridica mașini. Da. Și din calcule pe care le-am făcut, a ajuns la suma de 40-50 de lei. Adică suma ca să amortizați într-o lună sau când? Nu. Cheltuile, cheltuile inerente, cheltuile inerente pentru blocatul mașinii, pentru ridicatul mașinii. Adică motorii, asigurări, angajații, plus acel profit de 5% pe care noi practicăm față de instituțiile primăriei. Pentru că avem un procent stabilit prin hotărâre de consiliu local. Am înțeles. Da. După care am făcut o analiză financiară, vă dați seama. Noi nu avem bugetul necesar. O mașină de genul acesta se ridică undeva la 100.000 de euro. 100.000 de euro înseamnă o sumă considerabilă. Iar am făcut o comisie, am stat și am analizat-o. Ce însemna dacă o cumpăram această mașină? În primul rând că nu era prevăzut în bugetul nostru să o achiziționăm. Adică am fi făcut eforturi. Asta însemna ca 4 ani de zile noi ca societate să nu beneficiem de absolut nimic. Și implicit primăria, că până la urmă banii vin la primărie, nu vin la SGU, dar tot în primărie ajung. Asta însemna să luăm o mașină și rata aceea pe care o plăteam noi la bancă, da? Sau, mă rog, profitul pe care noi luam să-l investim în ce? În parcări, în reamenajări, mă rog, alte lucrări vis-a-vis de compartimentul acesta. 4 ani de zile n-ar fi existat. Să spuneți că nu era rentabil, de fapt. Nu că, da, nu era rentabil. 4 ani de zile lucram degeaba. Și s-ar putea ca după, adică s-ar putea, după 4 ani de zile, orice mașină ca începea să strice, s-ar putea să aveam cheltuieli, cum avem în momentul de față, cheltuieli mai mari decât la aceste utilaje. La cele două mașini, da, care aveți. Cele două mașini. Și? Și atunci... Ați luat decizia să externalizați, din ce am înțeles. L-am externalizat pentru că exact rata pe care noi o plăteam la bancă, nouă ne rămân ca profit. Bani care vin în bugetul societății noastre, implicit în primărie. Adică, pentru că cel care are mașina o are achitată și nu e obligat să plătească această taxă la... Da. Are treaba lui, de fapt, da, este privat și... problema lui, da. Dar eu, suma pe care am negociat-o, că problema a fost o selecție de ofertă, era un... Deci am ajuns să, mulți să spun, de unde a știut că e 15.000, că e 30.000, că a fost un aranjament, că știe cum. Nu, în baza la proiectul pe care l-am făcut anul trecut, ne-am dat seama cam câte mașini putem ridica pe lună și așa se face un calcul, nu? Și ne-am dat seama că ne încadrăm între... Dar la cam câte mașini vă se ridică într-o zi? Nu într-o zi, eu vă spun pe lună, între 70 și 100 de mașini pe lună. Doar 3 pe zi? 3, 2, 4, 3 pe zi? Da, scadeți duminica că nu se lucrează. Am înțeles. 7 mașini, 8 mașini. 7, 8, da. Ce? Că ar semna 150, nu înseamnă 70. Nu. Dar 70 împărțit la 26, da, înseamnă vreo 2-3 mașini pe zi. Cam așa, da, asta este media. Păi vă pot da, am potabilitate, toate datele de nume. Bun, și ați luat decizia să externalizați, însă, da, bun, aici mi se pare că, virgula, colegii la Observatorul, ph.ro, ca să ne față de alte emisiuni, chiar de la acest post. Din păcate, cităm sursa. Au spus, domnule, de ce a fost selecție de ofertă? De ce nu s-a făcut licitație? Eu puteam să o fac și cu încredințare directă. La 15.000 de euro, știți, e destul de bine. Dar ca să evităm această, tentația multora de a spune că s-au făcut aranjamente, da, am făcut-o cu... au fost 3 firme la licitație. La selecția de ofertă. Ba, mai mult decât atât, a fost și cu un fel de negociere. Pentru că i-am chemat pe toți la masa tratativelor și... Din tariful acesta, da, cât să percepe pentru a ridica, nu pentru a bloca o mașină? Pentru a bloca... Blocat, mă rog, cu totul. La cât a câștigat firma? 120 de lei, dacă nu mă înșel. Care rămân la SGU. Deci 120 de lei partea SGU, da, din... Și noastră spuneți că este un procent bun. Păi vă dați seama că firma care a închiriat asigură așa, motorina. Deci noi, angajații. Mai puțin unul care este inspectorul în puternicii de către primar. În rest, toate cheltuielile, asigurări, nu știu... Am înțeles, da. Stați că ne pierdem, riscăm să ne pierdem în amănunte și să-i pierdem și pe telespectatori, fiindcă nu sunt amănunte tehnice. Însă, eu vreau să vă întreb altceva. 30.000 de lei valoarea contractului, ceea ce înseamnă, domnul director, eu pun în discuție altfel problema. 30.000 de euro. Da. Păi omul acela, firma aceea, dacă vede că în luna octombrie are 22.000 de euro, să spunem, ridicări, păi înseamnă că nu mai ridică prea multe până pe 31 decembrie, fiindcă ajunge la 30.000 și expiră contractul. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun?
este faptul că această sumă, da, dacă se mișcă prea repede firma, riscă să o atingă repede, da, iar în Ploiești să nu mai existe, da, acest serviciu acest de, da, ridicări care vă mașini. Spune că e foarte util, e un rău necesar, de nefericire. Am înțeles, dar... Da. Am dreptate? Da, aveți perfectă dreptate, da. Păi și soluția atunci care e? Noastră, la anul, ce veți face, de nu, exemplu? Noi deja demarăm procedurile pentru licitația efectivă, pentru că acum știm pentru licitație... Și nu va mai exista un plafon maxim? Nu, în ianuarie o să fie procedura de licitație, o să fie ridicată pe SEAP și atunci o să participe cine o să participe. Și nu o să mai fie niciun prag? Nu o să mai fie niciun prag, pentru că avem o experiență a acestor 3-4 luni și știm pe ce să marjăm și știm de unde până unde ne putem duce ca și fenomen. Mai merge... poate părea o întrebare retorică, că nu mă aștept ca noastră să spuneți acum, da, domnule, am intermediat de 22 ori și ați junctul de 40. Mai merge cu telefonul? Că înainte mai mergea. Domnul director mi-a blocat mașina, dați un telefon ca să ia pe ea în genul. Bine, unii și-l iau singur. Da, singuri. Păi nu prea mai merge. După nu merge de ce? Că nu a schimbat numai de telefon sau de ce? Dacă aș citit tot în prim presă, o să vedeți că am ridicat la primar, la secretar de stat, la tribunal. I-ați ridicat primarului Ploieștiului mașina? Da, primarul Ploieștiului nu. Din afară ăla de Ploiești. Păi nu, îl aștept toți pe dânsul. Dacă... Și acum de telefon ce faceți? Nu răspundeți? Nu. Bănesc că răspundeți primarului. Da, nu cred că ar face, domnul primar. Am înțeles. Am așa un film. Domnul director, trecem la subiectul numărul 2, da, mă propun, și anume stadionul Ilie Oană. Un stadion care a intrat în patrimoniul și în administrarea dumneavoastră acum câteva luni, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Spuneți-mi, da, rog, efectiv ce face acolo SGU? SGU se ocupă de întreținerea și întreținerea stadionului. În ce sens? Adică tot ce scaune înseamnă rupte? Mentenanță într-un stadion, nu știu, lăcătuși și curent. Scaune rupte? Scaune rupte, da. Da, tot ce înseamnă reparație. Apropo, se rup scaune, s-au rupt multe scaune? S-au rupt multe scaune pe Ilie Oană? Sunt câteva sute, da. Doar că... La meciurile cu Steaua și Dinamo, bănuiesc. Nu, nu neapărat, nu. Neapărat, da. Doar că aceste scaune le schimbă cei de la fotbal cu Petrolul, pentru că noi înaintea evenimentului facem un proces verbal de predare-primire. Înaintea, da? Meciului, spuneți. Înaintea meciului, da? Și la sfârșitul meciului iar face un proces verbal de predare. După fiecare meci se stă, rămân oameni de la SGU, da, până de la ora 12:01 noaptea, noi asta facem. Adică nu când se stinge nocturna, se închide stadion. Nu, noi avem activitate dinaintea meciului cu câteva zile, ore bune, până seara foarte târziu, până să termină recepția stadionului. Bun, și atunci există, da, sunt aceste scaune rupte pe care, prin procesul verbal de predare, primire și a protocolului pe care îl avem cu contractul care avem cu fotbalul Petrolul, dânsii o să le schimbe. Ce s-a mai întâmplat la meci în afară de rupt scaune, așa ceva mai interesant? N-au fost evenimente. Nu, că noi suntem calmi, da, așa, noi petroliști. Nu, îmi pare rău pe la... Sunt anumite zone în care nu prea avem noi grijă, așa, ca și oameni de anumite... efortul pe care le facem, gen curățenia pe la toalete, nu aș vrea să vă spun cum arată o toaletă după meci, dar în schimb nu... Păi sunt zeci de mii de bărbați acolo, stați că totuși... Da, dar oala are o singură, are o gaură până la urmă. Și asta e adevărat. Da, nu trebuie să faci o perete sau există hârtie igienică, adică, na, vă dăm dintr-un altă. Am înțeles. Da. Nu generalizăm, așa, în anumite puncte ale... am făcut câteva investiții pentru că, după cum știți, stadionul a trebuit încă o dată omologat UEFA pentru că echipa a participat în Cupa UEFA, da? Am făcut sala de conferință, dacă nu știu dacă ați văzut, am făcut-o de la zero, sala pentru presă la fel, lucruri care ar fi trebuit făcute înainte, nu știu ce s-au făcut, dar asta e. Am utilat toate punctele de prim ajutor în stadion, pentru că așa cerea UEFA și nu că așa cerea, așa e normal. Și nu erau, nu existau sau nu erau utilate sau nu existau? Nu erau utilate. Ele există ca și încăpere, doar că sala antidoping, iar am prospătat-o, să spun. Zona... În sensul de echipamente noi sau de ce? Echipamente, da, strictul necesar, care ar fi trebuit să existe în momentul respectiv. Incinta unde... La anul aveți investiții? Vă gândiți la anumite investiții care trebuie făcute în stadion? Da, ne gândim tot din punct de vedere economic, pentru că în momentul de față
după terminarea meciului și înainte de terminarea meciului, ca pentru curățenie, de exemplu, trebuie folosită nocturna, pentru că nu, sistemul electric nu este prevăzut cu un sistem de siguranță, nu știu, de siguranță. Nu de siguranță, că poate se interpretează greșit. Adică... Unde speriați? Nu, nu, se folosește aproape întreaga capacitate a sistemului de iluminat, pentru că nu există lumină de veche. Da. Adică eu trebuie să fac curățenie. Adică consumul maxim. Consumul când... foarte mare. Și ca să diminuăm consumul pe stadion, care se ridică la câteva zeci de milioane, pentru care 2000 de lux și un bec, vă dați seama ce... Așa, așa puneți că bătate stadioanele, nu inventăm sigur că noi. Nu inventăm, normal, da. Și atunci, pentru economie, o să facem noi un mic proiectel prin care... care nu costă foarte, nu costă și chiar... Mă rog, pentru iluminat care se folosească după, da, după meci. După pentru meci, curățenie. Da, pentru curățenie, exact. În rest, alte investiții majore nu... Nu. Întreținem, în schimb, că vă dat tot ce e frumos și plăcut, dacă nu îl întreții, atunci se degradează într-un timp foarte scurt și riscăm din plăcut să devină... Pentru cei care nu știu, echipa Petrolul, mă rog, prin asociație sau ce este, plătește, închiriază efectiv terenul. Există datorii la ora actuală, în momentul în care nu vorbim astăzi? Din partea fotbal. Dar care este sistemul de plată? Cum este? Lunar? Da. Când au ei bani? Da, când... nu există un termen de plată. După ce se închide acest proces verbal pe care v-am spus de predare-primire, facturăm, pur și simplu, acel eveniment în funcție de hotărârea Consiliului. Am înțeles, dar există datorii? Da, nu există. Sunt două facturi emise, dar sunt în termen. Pentru punctul nostru de vedere, nu există datorii. Deci sunt în termenul convenit prin contract. Da, stabilit prin contract, da. Dar au existat datorii? Există o relație încordată la ora actuală în acest punct nu de vedere există. Între dumneavoastră și Petrolul? Nu există. Au fost, la un dat, s-au rezolvat. Nu există tensiuni. Nu. De ce ar fi? O întrebare în paranteză. Am văzut tot pe un ziar online. Țineți cu Steaua dumneavoastră sau cineva din conducerea SGU, fiindcă am văzut într-un ziar online cum în centrul Ploieștilor au apărut niște corturi roșu-albastre, ca să zic în termeni fotbalistici. O asociere de culori care oricărui petrolist, știți că noi suntem sensibili aici la Ploiești cu Steaua. Evident că ne trezește noi anumite porniri. Nu, nu are nicio legătură. Deci sunt esterist? Normal că nu sunt. Sunt petrolist. Așa. Ar fi și culmea, da. Cineva din conducerea SGU ține cu Steaua? Nu, acolo a fost un târg pe care... Pe chiar în buricul, cum se spune, în buricul orașului. Eu zic că ar fi bine să lăsăm așa, nu știu, războiul ăsta mic în, acolo, în aria stadionului. Dacă se poate schimba, domnul director. Să schimbăm și semnul de circulație, că sunt tot roșu și albastre. Ce facem? Păi lăsați, că pare nu avem tot timpul, dar acolo e și un galben, da, ba nu, chiar sunt tot timpul, sunt odată pe săptămână acolo. Dar nu o să mai fie o săptămână. Acolo sunt culorile României, trecolele, stați puțin, roșu, galben, albastru. Pe când la dumneavoastră sunt roșu, albastru, vă gândiți. O să punem și noi un cort galben, adică o să vorbim cu cel care a organizat târgul. Dar nu o să mai fie aceasta, mi se pare că, dacă nu mă șel, mai au un weekend și gata, au încheiat. A fost pe o perioadă foarte scurtă, de 2-3 zile. Dar și o să avem grijă de aici încolo, ca să nu mai existe aceste suspiciuni, că nu avem nicio treabă, adică nici nu m-am gândit până acum, vă spun sincer, că s-ar asocia niște corturi din... Păi eu m-am gândit să fie civilizat și să nu fie acea imagine de tancioc, de bulgi, de... Nu m-am gândit nicio clipă, că... Da. Păi și asta vi se pare că la Steaua e civilizația sau ce? Nu mă interesează. Noi sunt ei. Păi normal, treaba, noi suntem civilizația, iar Steaua e la periferia Prahovei. Da. Păi despre asta vorbim. Spatele Gării de Sud. Da. Ideea, bun. Așadar, la ora să avem grijă la următorul contract. Am înțeles. Să punem în vedere altă culoare. Culorile clubului, nu? Da. Culorile orașului. Da. Nu avem mult timp la dispoziție. Haideți să trecem la următorul subiect, și anume iluminatul festiv, SGU, dar înainte iluminatul festiv aș dori să vorbim despre iluminatul Ploieștiului în general. SGU, de fapt, a preluat toată infrastructura și toate investițiile pe care Luxtenul, societatea care a avut, dacă nu mă înșel eu, 10 ani de zile concesionat serviciul de iluminat, le-a făcut în cadrul un contract contestat, cel cu Luxtenul. Dumneavoastră ați preluat toată infrastructura. Da. Care este situația din acest punct de vedere? Există, aveți specialiști, stăpâniți domeniul, există zone din Ploiești încă, în beznă nu cred că mai există, dar există zone din Ploiești care au probleme cu iluminatul? După câte știu eu, nu.
Păi vă dau eu un exemplu, dar nu știu dacă ține de dumneavoastră sau de electrica. Când s-a deschis un mall, mă rog, nu zic care, că s-a deschis unul anul ăsta, cei din zona respectivă au avut probleme. Nu se datorează nouă. Noi ne ocupăm doar de iluminatul stradal, mentenanța iluminatului stradal, adică schimbăm dacă se rup cabluri, adică ne ocupăm de întreținerea sistemului de iluminat. Adică nu prea avem treabă cu teasul dumneavoastră. Bun. Se întâmplă. Dar din celălalt punct de vedere, există probleme cu iluminatul stradal în Ploiești? Acum nu cred că există. Am avut probleme și găsim... Lux, nu și-a făcut treaba teminic sau de fapt ne-a lăsat orașul praf? M-a obligat să spun un lucru care nu prea îl fac. Din nefericire, nu știu dacă este praf, dar nu la cum ne-am fi așteptat. Interesantă declarație. Da. Ce vreți să spuneți? Păi eu vă spun și ca și mentenanță, ca și schimbat de becuri. Hai ca de să o luăm așa, să vorbim mai... Pe interesul tuturor, da? Noi avem undeva intervenții de 300% comparativ cu fost operator, în condițiile în care avem o economie de undeva la 30%. Și intervenții sunt de 300 de ori mai multe decât erau înainte. De ce? Păi nu știu de ce, eu vă spun altceva. Noi am schimbat, schimbăm becurile pentru că sunt arse nu de acum. Se întâmplă, sunt consumabile. Dar e una să schimbi la o perioadă de și alta să te duci pe o stradă să schimbi zeci de becuri, care nu se ard după zi pe alta. Adică, de exemplu, vă dau parcurile, de exemplu. Le-am luat în procent de 25-30% ca și iluminat. Acum funcționează în procent de 100%. De ce credeți? Instalația electrică. Păi eu sincer nu înțeleg de ce. Stați că nu înțeleg. Da, pentru că nu s-au făcut. S-au mers, nu știu, care a fost procedura de lucru pe intervenții. Și noi avem intervenții... Deci stați așa, să luăm un parc. Într-un parc sunt 100 de becuri. Să presupunem, da? Când le-ați preluat, câte becuri mergeau? 100%, 25. Nu? Nu. 25. Păi și cu restul 75 ce făceau ei? Păi nu le făceau nimic. Că nu erau. Nu, erau arse. Sau erau arse. Da. Și-au făcut prost treaba pe mentenanță, spuneți. Cu siguranță, da. Iar acum... Plus sistemele de aprindere sunt... Ați văzut că există diferențe între cartiere. Unele se aprind la o oră, unele... Pentru că există mai multe moduri de aprindere a becului la o oră de. Adică în loc să meargă pe un sistem centralizat, cum a fost la un moment dat, dar din cauza nu știu la ce, a lucrărilor, din lipsa de incomoditate, aia să o face repede să meargă, să merge pe crepuscul, acea celulă care declanșează în funcție de luminozitate. Să face un temporizator care se reglează manual, să face efectiv manual. Adică... Adică totul e manual. Totul e când avem timp, cum prindem. Timpul, ați văzut că noaptea crește, ziua se... Da. Asta e natura, da. Noi trebuie să stăm să reglăm ceasuri, tot timpul, la fiecare zi cu jumătate de oră. Nu există un... Noi încercăm anul viitor să facem un sistem centralizat prin care la un moment dat să aprind toate becurile. Că așa e normal. Eu am crezut că așa este. Așa trebuia să fie, într-adevăr. Cabluri rupte, sunt multe probleme. Conform contractului încheiat între primărie și Luxten, așa trebuia să fie? Nici ce știți sau nu știți? Nu pot să discut un contract pe care nu-l cunosc. Deci nu-l știți. Nu-l știu. Dar foarte interesant subiectul. Și acum mai avem probleme cu constructorii, pentru că se lucrează, după cum vedeți, în oraș, în Turin, da, lucrează draconic, mai ales, da. Și se fac lucrări, se rupe cablu electric, care este subteran, se sapă, nu se anunță, pentru că e un Gigi care e frică să spună, probabil, sau să uită stânga-dreapta, a văzut că nu vede nimeni la astupat. Și noi noaptea stăm... e ca în spotul ăla, Dorel. Dorel, așa. Și noi noaptea stăm cu planurile care, din nefericire, nu corespund cu realitatea și stăm și căutăm acum carul cu fân. Și locatarii blocurilor, normal că înjură pe bună dreptate. Și noi nu avem nicio vină. Planurile nu corespund cu realitatea? Nu corespund cu realitatea. Adică traseele sunt într-un fel, într-un plan și ele, de fapt, sunt deviate. Ori stânga, ori dreapta, după cum... Sunt foarte interesante făcute... acest subiect. Da. Vă pot aduce directorul tehnic să vă explice mai detaliat. Dar din punct de vedere al resurselor umane, SGU este pregătit să întrețină un oraș întreg? Dovadă că, având o creștere de 300%,
Eu cred că noi am demonstrat că nu că putem, chiar facem față și toți care sunt angajați la compartimentul iluminat, a fost făcut drastic această selecție prin probă de lucru, prin... Deci sunt profesioniști. Până și la nacelă, cel care manevrează. Au fost foarte mulți, probă de lucru, efectiv. Și s-a dovedit de altfel că am avut mână bună. Iluminatul festiv în municipiul Ploiești, cred că se va prinde tot pe 5, ca sau când, pe 1, 5 decembrie. Pe 5 decembrie, da. Care este situația? Tot SG-ul, din ce eu știu, s-a ocupat de iluminatul festiv. Dar, pe de altă parte, am înțeles că încă nu s-a stabilit cine, firma cu care veți lucra. Sau care este situația? Da, suntem în negocieri. Probabil astăzi, în cursul zilei de astăzi, mâine, cel târziu, o să putem încheia procedurile pentru achiziționarea sau închirierea, depinde de situația pe care găsim și din punct de vedere financiar și posibilitatea SGU, pentru că din punct de vedere financiar și noi, ca toate societățile primăriei, nu prea stăm așa pe roze. După cum știți, bugetul este foarte redus, acum este sfârșit de an, sacul s-a... Dar primăria Ploiești prin SGU va... ce opțiune aveți dumneavoastră să închirieze instalația și eventual la anul să o schimbe sau să o cumpere și la anul să rămânem cu aceeași? Nu, prin contractul pe care avem cu primăria, societatea de gospodărie urbană este obligată să pună la dispoziție cu titlu gratuit primăria acest sistem de iluminat. Modul prin care noi îl achiziționăm, că este cumpărare, închiriere, ne privește pur pe noi ca societate. Și noastră pentru ce optați anul primăria, acesta? Păi, noi optăm pentru închiriere, dar în nefericire sunt foarte puține firme care abordează acest subiect din punctul de vedere pe clasul dumneavoastră. De, o pierdere mare sau de ce? Păi, nu știu, probabil sunt să personalizează, pentru că un sistem de iluminat festiv în general alegi după un catalog și nimeni nu face stocuri de anumite produse pe care s-ar putea să nu le vândă. Și în funcție de... Și nimeni nu, iar la rândul lui, nu ar face o investiție în ceva care nu i-ar aduce un beneficiu, până la urmă urmei. Ploieștiul va avea... ce buget va fi alocat în primul rând și, pe de altă parte, dacă va arăta mai bine decât anul trecut, decât acum 2 ani? Cum este bugetul raportat la ceilalți ani? La jumătate. Bugetul, urma discuției purtate cu domnul primar, ar fi undeva și echipa, că a fost o discuție cu tot într-un compartiment întreg la primărie, din care a rezultat că bugetul alocat nu pentru iluminatul festiv, ci pentru întreținerea, că până la urmă primăria asta ne plătește nouă. Montatul, demontatul, întreținerea, mentenanța, accesorile... Nu știu, doamnă director, ce plătește dumneavoastră primăria. Ideea este cum... Undeva la 13 ideea miliarde. Este cum va arăta Ploieștiul. Va arăta mai bine decât anul trecut? La fel sau mai rău? Păi noi încercăm să facem tot ce putem. Bugetul e la jumate, spuneți dumneavoastră? Păi sunt 10 miliarde fără TVA. Și anul trecut au fost 20? 23. A, deci mai puțin de jumate. Da. Acum un an 18. Adică vorbim... Da, o să încercăm să ne ridicăm la nivelul, nu știu, cetățenul orașului Ploiești și al meu ca și locuitor al acestui oraș. Să fie cât mai frumos, cât mai plăcut, cum reușim, rămâne de văzut. Noi sperăm să fim în asentimentul multora din oraș. Un ultim subiect, domnule director, floricelele din oraș. Da. Ploieștiul. Și am auzit, eu chiar vroiam de mult să vă întreb acest lucru. Ploieștiul anul trecut, în 2012, da. Mulți au spus, domnule, ce frumos arată. Anul acesta, eu vă spun sincer, a arătat bine, dar nu cu o gamă foarte bogată de flori, de aranjamente, de arbori exotici, de... N-au fost... adică arăta bine, dar atât. N-a fost excelent. Ce se întâmplă din acest punct de vedere? Păi ce să... Pot să vă spun un lucru. În momentul în care am venit la SGU, am fost pus în postura în care nu aveam bani pentru salariile personalului până la sfârșitul anului. Asta ați venit anul trecut? Anul trecut, da.
Adică în prima parte a anului au fost consumați de undeva la 80% din bugetul SGU. Asta e o săgeată către fost administrație? Nu, eu vă spun ce am găsit, eu nu fac referire către nimeni. Dumneavoastră, eu vă spun vis-a-vis de întrebarea pe care mi-a spus-o. Și atunci, cum pot eu face ceva fără să investesc nimic? Ce ați văzut dumneavoastră a fost așa, un fel de... Am încercat... ca un gospodar cu ce am în curte să pot să reușesc să țin cumva piept sau să țin cumva ștacheta ridicată. Cum adică ce aveți în curte? Cu florile? Adică florile pe care le avem noi pe pinieră în, păi și înainte cum era? Păi înainte s-au achiziționat flori. Eu n-am era cumpărat. Pe piniera? Da, era, da, și era pe piniera, serele din ale așa noastre, da? Și s-au achiziționat, probabil a fost perioada cu votul, dacă nu mă înțeleg, dacă nu mă înșel. Nu și s-au achiziționat foarte multe flori, nu știu, o sumă de... Eu nu vreau să dau rața moartă către cineva sau nu. Eu vă spun care e realitatea. Și atunci am mers în pepinieră și am încercat, m-am uitat în curte și am încercat să fac ceva în oraș cu ce am. Și, într-adevăr, nu sunt atât de multe flori, dar eu cred că e un oraș curat. Și anul curat. Acesta, când ați avut buget anul propriu? Acesta am făcut altceva, pentru că am făcut și noi un calcul, am încercat să semănăm mai mult decât aveam anii trecuți. Tot în serie, așa, tot în serie, proprie. Da, în producție proprie, da, cu angajații de la SGU, că avem persoane specializate și eu cred că am ținut cât de cât o imagine plăcută a orașului, ba mai mult decât atât, dacă vă uitați în anumite cartiere ale orașului, am încercat să schimbăm cumva strategia de a planta flori în centrul orașului. Și centrul orașului arată foarte bine și, în schimb, toate cartierele arată, nu știu, iarba tunsă și pomii toaletați. Pentru că sunt mai multe de poveste și cu toaletatul de pomi. Și am încercat cumva să creăm această stare frumoasă sau plăcută, cum e în centrul orașului și în cartierele orașului. A ieșit din punctul nostru de vedere? Poftim? Va ieși? Eu zic că a ieșit. Vă invit să vă duceți în bariera București. E bine, acum vine iarna. Să vă duceți în 9 mai, pentru că și acolo ne-am organizat sub altă formă. Pentru că am început cum? Să încep să fac spații verzi cu floricele prin cartiere, a trebuit să toaletez pomii. De ce? Pentru că aș fi pus... Adică am încercat să scăpăm de obicei aceea românesc, dar arunca repede ceva frumos și pe mâine ne apucăm să stricăm. Cum vedeți peste tot, punem asfalt și mâine stricăm să băgăm gaze. Nu, încercăm să facem într-o ordine în care să rămână ceva în urmă și să nu intervenim de N ori asupra unui lucru pe care îl facem odată. Asta ce înseamnă? Că am început cu toaletatul pomilor, după cum vedeți, două cartiere mari le-am terminat, bariera București și 9 mai. Bine, în afară de intervențiile clasice care a trebuit să le ținem sub control, după care am montat acel gard bordurat de un metru de a proteja spațiul verde din jurul București, în jurul blocurilor, da, mă scuzați, pentru că iar e un aspect pe care vreau să-l schimb. Nu, uitați-vă în cartiere. De la bloc la bloc există diferențe între garduri. Unul de 1 metru și 10. Și vreți la anul să încercați să fie o imagine unitară? După ce pun aceste garduri, o să vedeți în barieră, că în momentul de față există un nivel. Doar că așteptăm perioada de încetare a vegetației, de repaus, ca să putem interveni la nivelul gardului bordurat. Pe zona, pe axa central, pe zona mediană, mergem cu un gărduț de 50 cm. Mă rog, în sfârșit, deci și în peluza blocului la un metru. Deci încercați o imagine unitară. Unitară, da. Mai mult decât atât, încercăm să găsim, să identificăm în toate cartierele zone care le putem exploata din punct de vedere estetic. La anul. Da. Din punctul nostru de vedere, nu aveți bugetul, e adevărat, dar ce veți propune? Mai mulți bani? Vreți să puneți și mai multe flori în serile proprii? Da, cu siguranță. Păi nu am făcut-o siguranță deja. Ce? Veți, punem flori în... Deci nu credeți într-un import, să veniți și cu ceva exotic, să veniți sau nu sunt bani? Da, în momentul în care avem bugetul ne permite și nu numai nou, cât și primăriei, pentru că la noi se raportează totul la primărie. Dacă primăria, din punct de vedere financiar, nu își permite... Păi ați văzut că e pe... Și atunci noi trebuie să încercăm să păstrăm ceva ce avem.
și încercăm cu ce avem. De asta și aceste aranjamente și tot ce înseamnă flori. Ați văzut, domnule, că am pus varză în sensul giratoriu. Dar e o varză ornamentală și mai mult decât atât. În primul rând, ca aspect, arată foarte bine, ba din contră și rezistă la temperatura. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Da? Cine a zis? A crezut cineva că e varză de mâncat? Nu, știți, când faci ceva, întotdeauna apar ironii. Dacă n-am face nimic, ar fi foarte bine, cred. Dacă n-am blocat mașina, ar fi foarte bine. Dacă n-am pune nimic... Acum nu vă plângeți singur de milă. Că nu... Da, nu-mi plâng de milă. Eu văd ce se întâmplă. Da. Dar eu nu fac. Încă un lucru vreau să fie înțeles. Pe mine n-o să fac nimic pentru cineva anume. Eu fac pentru societate și pentru oraș. Deci dacă eu consider că acel lucru este pozitiv și aduce un plus, de ce? Nu de valoare, nu de estetic. Ca și starea omului. Când iese din casă și vede ceva frumos, o să o fac cu mare plăcere. Să râdă de mine cine o dori. Nu mă interesează. Cu ridicatul de mașină, la fel. Despre cine vorbiți? Că eu, așa, creștere, respectatorii bănuiesc că ne uităm la dumneavoastră, da, și nu înțelegem nimic. Că dați mesaje personale. Nu sunt personale, sunt pentru cei care n-au timp. Dar ați abordat, stați ca să înțelegem, da, și noi și dânsii ceva, telespectatorii, adică. Există o abordare de genul anul ăsta, 9 mai și barieră, iar la anul continuăm pe vest? Sau care e strategia? Da, mai avem 2 minute la dispoziție, vă rog. Am toaletat pomii în prima fază. Urmează peste tot? Da. Nu peste tot. Nu. Urmează a barieră și Mihai? Da. În barieră am montat și gardurile bordurate. Urmează 9 mai pentru că am toaletat în toamna trecută. Și... următoarea etapă e de montat gardurile bordurate, după care mergem, avem programat cartierul nord, la toaletat, după care urmează borduratul și tot așa. Anul viitor? Da. Când veți termina? În 2 ani, în 3 ani, în cât? Noi, eu încerc, am 4 ani să apropiem cât se poate de mult. Acum, vă spun, depinde foarte mult și de bugetul pe care îl avem. Eu îmi doresc foarte mult, asta nu înseamnă că... o să reușesc să le fac. Și iar nu înseamnă că nu mă țin de cuvânt. O ultimă întrebare, domn director, fiindcă bănuiesc că nu sunt nici primul, nici ultimul. Iertați-mi îndrăzneala, sper să nu interpretați, dar sunt sigur că nu sunt nici primul, nici ultimul. Multă lume a spus, cine e director, domne, la SGU? Donald. Da. Ok, și cum îl cheamă pe Donald? De fapt, cum îl cheamă? Că bănuiesc că e o poreclă. Donald Constantin. Și au zis, domne, ok, și așa îi zici tu, dar cum îl cheamă pe el? Păi Donald, nu îi zici tu, cum îl cheamă? Donald. Deci pe dumneavoastră îl cheamă Donald. Da, așa sunt. Bă, că și noastră zâmbiți, ceea ce înseamnă că glumiți când e vorba. Da, adică, vă dați seama, m-am obișnuit de 42 de ani. Tot Donald mă cheamă și glume s-au făcut pe seama mea tot timpul, adică nu... Dar care e istoria numelui dumneavoastră? Sau prenumelui, de fapt? Constantin e chiar ok și ca prenume. Adică la un moment dat spuneți că Donald e numele și Constantin. Mă iertați că glumim, dar suntem la finalul emisiunii. Nu mă deranjează. Și văd că țineți la glumă, cum se spune. Dar să știți că în general am avut noroc cu acest nume. Pentru că totdeauna, de câte ori m-am prezentat undeva, eu n-am avut nevoie de o introducere. A fost de ajuns să spun Donald și am început o mică conversație. Care a ajuns. Vai, ce simpatic, uite, a venit. Da. Am înțeles. Dar care e istoria numelui? Da, istoria... Dacă vreți să ne spuneți că... Da. Păi ce să spun... Adică cum s-au decis părinții noastre să vă pună... Nu, am 42 de ani și atunci nu părinții puneau numele în general, puneau nașii. Da. Și a fost simplu, verișoarea mamei mele s-a decis, era ghid de onete, exact pe cursa București-Anglia și probabil i-a plăcut acest nume. Paradoxul a fost că nu m-a botezat dânsa, m-a botezat altcineva, de asta mă cheamă și Nicolae. Da, și asta e toată istoria. Și părinții n-au nimic împotrivă. Nu, de ce? Dar ce, e un nume urât? Nu e un nume foarte frumos. Bine, acum 42 de ani cu doamna Rățoiu și nu prea... Nu erau niște televizoare, probabil aveau foarte mulți atunci. Așa asta este. Cu doamna Rățoiu venită mult mai târziu, cu desenul animat și... Dar nu vă deranjează, văd că vă zâmbiți, glumiți. Mă amuză.
Vă mulțumesc. Tot ce mă face să râd nu mă deranjează. Văd în contră. Vă mulțumesc, domnul director, pentru participare, pentru transparență care ați dat dovadă din punctul meu de vedere. Vă doresc o seară plăcută în continuare. Vă mulțumesc pentru invitație. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Cu Proces Verbal ne reîntâlnim mâine, dragi prieteni, de la ora 21, însă, după o scurtă pauză, ne vom reîntâlni în cadrul emisiunii, în cadrul dezbaterilor WIRD TV, o producție nouă care a început să creeze emoții multora, bătăi accelerate ale inimii. Revenim așadar în 50 minute, alături, revin eu de fapt, alături de colegii mei. Publicitate până atunci.